Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! Dogan este foarte supărat pe fiica sa pentru că aceasta i-a decis de una singură și bulversează viețile tuturor, iar bărbatul îi cere vehement lui Cumru să nu mai strice armonia familiei, ofensându-le pe Ilț și mama acesteia. El însă nu suportă că Handan să rămână sub același acoperiș cu ea, așa cum au aranjat Ucumru, și îi cere soțului să rezolve această situație deranjantă. Mai mult, pentru că Handan a devenit și asociată a firmei familiei Dogan, el nu stă cu mâinile în sân și apelează la Ender pentru a rezolva această problemă spinoasă. Pe de altă parte, Dogan se confruntă și cu o problemă nerezolvată din trecut, în ceea ce îl privește pe Kagatai însă fostul soț al lui Ilds va reuși să-l pună la pământ, cu propriile ei arme, pe dușmanul său. Ce plan pune la cale ambițioasa Ender pentru a o îndepărta pe Handan, atât din afaceri cât și din viața lui Ilds, și ce lovitură uluitoare primește Dogan, din partea lui Kagatai?